După două eșecuri zdrobitoare în primele două etape, 0-3 la Schalke și 0-4 cu Chelsea, formația pregătită de Laurențiu Reghecamp va disputa în această seară o partidă extrem de importantă în compania elvețienilor de la Basel. Pentru a mai avea șanse la calificare în primăvara europeană, steliștii trebuie să obțină victoria cu orice preț. Un meci foarte important, probabil ultima șansă a noastră de a mai reuși să ne calificăm în primăvara europeană. Trebuie să câștigăm meciul de mâine seară, să mai avem șanse de a prinde locul 3 sau, de ce nu, locul 2. Steaua București nu a mai obținut o victorie pe teren propriu în Liga Campionilor din 1996, când roșalbaștrii au câștigat 1-0 în fața polonezilor de la Vigev Łódź, iar ultima victorie în Liga Campionilor a fost în 2006, 4-1 cu Dinamo Kiev. Înaintea partidei din această seară, Steaua ocupă ultima poziție în grupa E cu 0 puncte, în timp ce Basel se află pe poziția a treia cu 3 puncte.